Cu doi copii este blocată în mes de la ora 3 din această dimineață în zona localității Tașaul din Constanța. Mai multe informații aflăm însă de la asistentul medical Radu Udrea, aflat chiar în ambulanța blocată. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Au ajuns echipele de intervenție la dumneavoastră. Domnule Udrea, ne auziți? Domnule Udrea, sunteți în direct, ne auziți? Da, încercăm să refacem această legătură telefonică, așadar, informația momentului este aceea că o ambulanță cu doi copii este blocată în nămeți de foarte multe ore, de la ora 3 în această dimineață, în zona localității Tașaol din Constanța. Nu este o distanță foarte mare până la spitalul din Constanța, sunt probabil câțiva kilometri, în jur de 15-20 de kilometri, însă din cauza condițiilor meteorologice, vă spuneam și mai devreme, de la ora 3 din această dimineață, acel echipaj medical nu a mai putut înainta pentru că a rămas blocat în nămeți. Este o situație interesantă acolo, în județul Tulcea, pentru că înțeleg că acei doi copii provin din județul Tulcea, există un singur mediu medic-pediatru și din acest motiv, de foarte multe ori se preferă ca ambulanțe în astfel de cazuri grave să meargă spre spitalul din Constanța, unde există mai mulți medici pediatri. Sau în momentul în care nu există medicul de gardă la serviciu, evident, toate cazurile sunt redirecționate către alte spitale. O situație extrem de gravă, am putea spune. Radu Udrea, așadar, asistentul medical aflat chiar în ambulanța blocată, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața, domnule Udrea, sper că ne auzim de această dată. Bună dimineața, au ajuns echipele de intervenție la dumneavoastră? Da, cei chinuie să ne tragă din șanț. Care este situația în acest moment? Explicați-ne ce se întâmplă acolo. Deci este un utilaj de dezăpezire care încearcă să ne scoată din șanț și încă o mașină din tot de la dezăpezire care stă în spatele nostru. Înțeleg că aveți în acea ambulanță doi copii. Cât de gravă este starea lor? Un copil laș este în vârstă de 3 luni și prezintă febră, dar este scăzut în momentul de față febra. Deci este în stare stabilă în momentul acesta. Da, este stabil și celălalt copilaș de în vârstă de 5 ani, tot așa, cu tuse productivă, dar starea lui este stabilă. Nu exista un medic care să-i poată ajuta în localitatea Tașaul din Constanța, domnule Udrea? Înțelegem că e o situație mai specială acolo în zona orașului Tulcea. Tașaol este un popas. Aha. Da. Deci nu exista această variantă, așa că obligatoriu copiii trebuiau preluați cu ambulanța și duși la spital. La spital, la Constanța, da. Spuneți-ne, vă rog, când i-ați preluat pe cei doi dumneavoastră, ați rămas blocați în zăpadă la ora 3, dar copiii când au fost preluați? Când ați preluat cazurile? Nu, noi am preluat copilașii la ora 3 și 52 de minute. Oricum sunteți blocați de ore bune în zăpadă. Ce spun cei care au ajuns la fața locului? Cât ar mai putea dura până când veți reuși să plecați de acolo către spital? Nu știu, nici ei nu poate să se pronunțe. Trebuie să ne scoată întâi din șanț și utilajele de dezăpezire ne vor însoți până la Constanța. Am înțeles că de la Lumina încolo se poate circula mai ușor. Haideți să ne înțelegem. De unde ați preluat copiii? De unde i-ați luat? Din ce localitate? Din Tulcea, din la Spitalul Județean Tulcea. Din Tulcea. Asta înseamnă la ora 4 ați plecat din Tulcea? Da, cam în jur de ora 4. Și când ați rămas blocați? La ce ora ați rămas blocați în zăpezi? Cam în jur de ora... Cât era? La ce ora am rămas în zăpezi? La 4.20. Nu, la 4.20. În jur de ora 5.30. Am înțeles. Da, oricum, repet, este o situație complicată, cu atât mai mult cu cât copiii stau în acest moment în ambulanță. Sperăm să nu mai dureze foarte mult operațiunea de dezăpezire și să ajungeți cât mai repede la spitalul din Constanța. Mulțumim foarte mult, domnule Radu Udrea, pentru această intervenție. Așadar, vorbim despre un copil de 3 luni care avea febră și un altul de...